Astralt ia două prăjituri. Deci de categoria 1 ia două. Și deci de tipul ăsta ia câte, am spus, 3 prăjituri. În total sunt cele 5 prăjituri. Ce sumă a dat? Nu dai la întâmplare numerele. O luăm ușor. Da? Deci, mama aia două tipuri de prăjituri. Da. Pe primul tip dă 3 lei. Da. Câte de, ia de tipul ăsta? Două. Câte dă, ce bani dă mama pe cele două? Dacă pe una singură dă 3 lei, pe două dă? 6 lei, sigur că da. Deci dă 6 lei. Bun. Atât a costat în bancă. Dar aici, fiindcă prăjitura de tipul al doilea costă cu 2 lei mai mult decât prima, oare cât costă o singură prăjitură? 8. Cât costa înainte? 3. 3 și că acum cu 2 lei mai mult? 5. 3 lei mai mult egal cu 5. Cu 5 lei, una singură cu 5. Și mama cât e de asta? Cât e de tipul ăsta? 3. Câți bani o cât dea mama pe cele... Pe cele 3 prăjituri, dacă pe una de 5. Că una 5, că una 5. 15. 15 lei, sigur că da. 15 lei pe tipul ăsta. Și ce sumă a dat mama pe cele două tipuri de prăjituri? 10 kg. Deci sunt 6 lei. Problema de la Moisie. 6 și din coace 15. Douăzeci și unu. Ce-am făcut aici? Pentru că din 5 am luat și am pus la 6 ca să fac o 10. Așa. Ai luat un 5 din 6 și ai zis, treci tu aici 5. Nu, din 5 am luat. Așa, tu ai făcut invers, da? Ai luat, îi trebuie cât un 4. Nu 6. Da? Și am făcut o 10. Te fac 20 și cu rămas unul aici. Da, e perfect. Deci faci așa. Și 1 10 le adun egal cu 2. Da. Și 1 plus 10. Deci 20, 10 și 10, 20 cu 1, 21, da? Da. Deci aș fi făcut așa. Decât să mai chinui așa cum ai făcut tu, eu ziceam așa. Măi, lui 5 ăsta care stă lângă 10 asta singur, dar mai trebuie un 5. Că 5 cu 5 fac 10. Iau din 6. Iau din 6, rămâne un 1, am făcut cea de-a doua 10 lângă 10 asta și am făcut 20 și unul acela 21. Păi, e același lucru. De acord. Deci nu e o filozofie, dar cui vine mai bine, cum îi vine. Da? Cât face, te rog așa, 27 plus 35. Dacă spui 27 plus 35, așa. Tare de tot asta. Hai, ia cu voce, ia cu voce. 51. Te-ai apropiat, dar cam departe ești. Dar hai să vedem cum gândim. Ce înseamnă 27? 27 înseamnă 20 plus 7. Sunt 27, nu? Și plus 35 ce înseamnă? 30 plus 5. Și acum zicem. Hai să adunăm 10. Nu, 2, am adunat 2 cu 3. Am obținut 5. 5. 50 ai făcut, da? Da. Deci egal cu 50. Am înțeles. 20 și cu 30 și ai făcut 50, da? 50. De acord. Și din 7... 7 și cu 5 acum. Și ei trebuie să aduna și ei. Am făcut... Din 7 am scăzut 5. De ce scăzut 5? Pentru că... Bun. Pentru că așa. Ca să-i faci lui ăsta bucuria mare, nu? Să-i dai un 5. Ca să fac el 10.
De ce zice așa? Măi, din 7, un 5 ia, fugi tu aici, mă. Da? Și câte a rămas ăstuia? Dacă le-ai luat 7, le-ai golit de 5. Rămas 2. 2? Păi dacă e de 7, din 7 dacă ai luat 5, nu mai rămas 2? Nu-i așa? Și acum 5 și cu 5 ăsta ce-au făcut ăștia amândoi? Au făcut o 10. O 10. Și 10 asta la cine vine? Acei 50. Și cât se face de alii? Deci plus o 10 și plus 2 ăsta care a rămas singur. El a rămas singur, n-are ce face. Și acum vine 50 cu 10. 50 cu 10. 60. 60. 62. Deci răspunsul 62. Vezi ce tare. Șmecherii, nu? Sunt astea. Deci cum facem? Zecele? Le adunăm. Le-ai făcut că a fost. Ai constatat. Unitățile, cele care au rămas. Vezi cum faci 10 dintre ele? Cum îți vine ții mai bine? Ți-ți vine mai bine să pui lui ăsta, lui 5, ai pus 5. Da. Din 5 am scăzut 3 și mai rămâne 2. Din 7. Din 7 ai scăzut pe 5 ăla care le-ai dus acolo și au rămas 2. Puteai să fac invers. Puteai să faci așa. Lui 7 să-i pui un 3. Când se apropie, lui 7 mai trebuie un 3 până la 10. Și rămâne 5. 2. Dar faci, cât faci 5? 2 plus 3. 2, sigur că și da. Și din 3 scazi. Din 3 ăla. Din 5 scazi 3. 3-ul. Cazi cu 2. Și-a rămas 2 aici. Și 10 era făcut la 7. Pe 7 îl făceai fericit. Mm-hmm. Da? Și era bucuros 7. Și gata, mai vine 3, a făcut 10 ăla. Și rămânea 2? Adică erau 7 copii și am mai văzut decât 3 copii. 3 copii și ai făcut 10. Copiii erau fericiți. Doar că și-au făcut o grupă mare de 10, da? Iar ăsta au rămas numai 2 aici, că 3 au plecat. Da? Și 10 aceiași cu așa și ai făcut 62, da? Tot 62 am ajuns, da? Ia să văd aici cum face acum asta. Cât face? 79 plus 21. Și 70. Așteaptă că mă gândesc. Știu că te gândești, sigur că da. Optzeci și doi ai făcut, da? Cum ai gândit, mă? Hai că ești curios. Nu. 80. 80. Da. Cum ai gândit? Pentru că din 9 am pus 1. Lui 9 ai pus 1, nu? Da. De unde ai luat pe 1? Din 1 l-am pus. L-ai dus aici și ai spus. Deci hai să facem desfășurat ca să înțeleg, că eu nu înțeleg mai greu. Da. Eu zic așa. 79 înseamnă 70 plus 9. Și plus 21 înseamnă 20 plus 1. Și acum cum ai gândit tu? Din 1, i-am pus lui 9. Așa e, băi, nu mai stai tu trist aici. 1, iar du-te aici, mă. Și ce? Am făcut o 10. Corect, și ăsta a dispărut de aici. Și 10-le la... Și l-ai pus la 20. Și cât ai făcut? Cât e 10? 10 aici. 30. Și cu 70? Cu 70? 100. 100, mă. 100 faci. Foarte tare. Da? Așa gândim. Ia să mai facem pe una. 27 plus 49. Așteaptă. Așteaptă, că o să nu. Sigur că da. Îți dă drumul la microprocesor. Zic cu voce tare, să auzi. 46. Cum ai gândit? Pentru că am pus din 7, am pus la 9. Da. Hai să luăm tot desfășurat. 20 plus 7 plus 40 plus 9. Și egal cu? Egal cu 60. Cum? 40 cu 20 fac 60. Da, fac 60. Dar mai avem 60, mai vin 10. 60.
Și din 7 am scăzut 1. Așa, unul de aici pleacă, îți duce să lipește din nou ăsta. Și am făcut o 10. Corect. Și aici câți au rămas? Aici au rămas tot o 10. Nu, 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 a rămas 6. 6? 6, că ai mușcat din el. Ai mușcat unul. Nu, copiii au plecat, că acolo... Copiii au plecat, unul au plecat de aici și au rămas numai 6 copii. Acolo s-au plictisit, după aia au venit la... S-au plictisit, sigur că dacă o spui tu. Dar câte 10 am făcut acum? Câte 10 sunt? Am făcut 30. Păi cum? 20 aici. Și cu 40 face 60. Și cu 10 asta 70. Și cu 6 ăsta care a rămas? 76. 76. Deci fac 76, nu poți să duci, adun 40 și cu 20 și se facă 40. Ai înțeles? Deci 10 le adunăm și 10 se mai măresc. Uneori 10 se mai măresc, că mai vine o 10 construită, de la unități. Da? Așa se face acasă, să te joci cu chestiile astea și cu cât te joci mai mult, o să-ți înțelegi și mai bine. De acord? Da. Să-l pui pe Davide. Davide, tu ai obligația să le iei lângă tine pe Mario și să-i dai așa adunări de astea, să-i explici toate chestiile astea ca să poată să înțeleagă și el. Bine? Acum hai să ne vedem problema voastră. Problema voastră. A fost ușoară, dar telefonul. Am făcut-o în câteva zile. Hai, să vedem. Hai. Deci, problema era așa. Avem o balanță cu două tarele și cât o greutate de 1 kg. Așa. Când aștept să vă spun, ca să înțelegeți. Deci avem o... Dar te rog. Deci, avem o balanță cu două talere. Și câte o greutate de 1 kg, 3 kg și 9 kg. Câte cantități diferite de cireșe putem cântări din câte o singură cântărire? Justificați cum procedați. Deci noi am găsit 1, 2, 3 răspunsuri. Daria, dacă vă jucați cu telefonul, eu... Dă telefonul. N-am cu sur, mai... Dă telefonul, te rog. Adică în timp ce tu te joci, problema. Eu știu la cine se vorbesc. Și noi am găsit... Încă o dată, citiți problema ca și... Deci, avem o balanță cu două talere și câte o greutate de 1 kg. Deci o balanță cu două talere. Da. Și câte o greutate de 1 kg, 3 kg și 9 kg. Adică am o greutate de 1, am o greutate de 3 și am o greutate de 9. De 3 kg și de 9 kg, da? Bun. Eu te așa. Și noi ne-am gândit. Deci, așa. Câte cantități diferite așa. De cireșe putem cântări din câte o singură cantitate? Da, cântărire. Și noi ne-am gândit să punem pe 1 cu 3, 1 cu 9, 3 cu 9 și atât. Pentru că sunt 3, pentru că celelalte s-ar repeta și ar fi același lucru. Și 9 ne-a dat, o să avem 4, 10 și 12. Care dacă le împărțim ca să vedem cât ne-ar da balanța, că așa ne cere, vom avea 2, 5 și 6. Și noi am făcut-o foarte repede și când ne-am uitat la acesta, da. De, nu știu, aici nu este, dar ne-am uitat la răspunsul de simplu teste de acolo jos. 9 ne-a dat corect și... Eu n-am înțeles deloc. Eu n-am înțeles deloc programul. Mama, citește. Dacă citim noi, care? Ce problemă? Ultima 9, de la... Avem o balanță cu două talere și câte o greutate de 1 kg, 3 kg și 9 kg. Deci avem 3 greutăți. Da. Câte cantități diferite de cireșe putem cântări din câte o singură cântărire? Deci... Câte cantități diferite de cireșe putem cântări din câte o singură cântărire? Noi am găsit. Câte cantități diferite de cireșe? Aici vreau să vedem exact, să înțelegem bine problema. Deci, noi atâtea avem. Cele trei, să spunem, unități de măsură. Cele trei greutăți. De 1 kg, de 3 și de 9. Da.
câte cantități diferite de cireșe? Și Daria. Și avem așa, să zicem, o grămadă de cireșe acolo pe masă, cum stă respectivul da. Vânzare. Și doar folosind aceste trei greutăți... Da, și trebuie să cântărim. E la piață și noi, cântărești. Noi, pentru că e doar una dintre ele, nu puteam să cântărim 1, 2, 3 cu 3 și 9 cu 9, pentru că era doar una. Și noi ne-am gândit să punem 1 cu 3 și 1 cu 9, ca să le lapidăm. Apoi 3 cu 9, care e singura, pentru că 3 cu 1 s-a repetat 1 cu 3. Și tot același număr ar da. Și atunci noi mai avem acolo atât. Și noi am găsit 1, 3, 1, 9, 1 cu 3, 1 cu 9, 3 cu 9. Da. Și acestea le-am adunat pentru că noi trebuia să vedem, câte kilograme am avea. Și noi am avut 4 kilograme. 10 kg și 12 kg. Întrebarea mea, pot să cântăresc 6 kg? Da? Nu. Ba da, pot. Nu, pentru că nu putem să facem 3 cu 3, pentru că nouă ne spune că avem numai numai o greutate de acest fel. Da, întrebarea, repet, dacă aș putea cântări 6 kg? Nu. Nu? Nu. Păi cantitățile diferite da. Sunt 4, 10 și 12. De ce 4? 4, de ce pot cântări 4? Pentru că am făcut 1 cu 3 care ne-a dat 4. Da. A, putem cântări 6 dacă vă referiți la 3 cu 9 care ne-a 12 și 12 împărțirea pentru a putea să le așare. Nu, altfel. Întrebarea este dacă pot cântări 6 kg. Nu. Eu cred că altfel. Eu aș putea. Cum? Aș pune greutatea din 9 kg pe un taler și pe celălalt taler aș pune greutatea de 3 kg ca să fie minus și restul pun cireșe. Până sigur când balanța stă... Da. Adică 9 minus 3, greutatea de 3 care am pus-o, e 6. Ai înțeles? Că și pun 6 kg de cireșe și o aduc în... în balanță, în echilibru. Deci pot să vând și 6 kg. Deci da. Dacă vine cineva și spune vreau 6 kg de cireșe, tu ce spui? N-am cum să dau. Și 8. N-am greutate. Și spune nu din două cântării să-i dai 6, 3 și 3. Da. Nu? Ci într-o singură cântărire. Asta este secretul. Și 6 și dau. Iau de la vecinul. Și 8 dacă îmi cere, îi dau. Asta e. Și 8 kg pot să dau. Pun 9, pun 1. Sigur că da. Deci care sunt variantele prin care să spunem satisfac clienții. Da. Da. Da, variantele sunt 2. Și 2 6. Ia să vedem. Și 2 pot face? 3 minus 1. 3 minus 1. Pe una pun 3 și pe una 2. Corect. Se pot pune și 1. Se pot pune și 5 cu 9 și 3. Așa. Și 9 minus 3 6. 6. Și 5 kg pot să cântăresc? 9 și 4 kg. Da, și pot cântări și astea, stați, 8. 8 am zis. Da. 8 am zis. 5 am zis, 6. 6. 7. 7. Se poate. Ia să vedem. 7. 9. 9 pe o parte și pe cealaltă parte 4. Da, păi 9 minus 4, 5. 5. Putem 11? 11 am vorbit, nu? Sau spunem acum? 11 cum zicem? Da, 93. Deci așa, da. 7. Putem 7. Uite că putem 7. 91, 10 minus 3, 7. Iată că putem și 7. Da, da, și atât. Da, dar e asta. Asta a vrut autorul. Și pui... se poate și 5. Păi am zis că se poate și 5. Da, cu 9 minus 4. Exact. Și atât. Și atât. Deci vedeți? Vi se părea că e foarte simplu. Dintr-o analiză mai atentă, din nou unde am greșit aici, Daria? N-am fost atent să citim bine problema. Da? Acum vă dau o problemă acasă. Ia, scrie. Să zicem așa. La o cofetărie. Repede. La o cofetărie. Nu mai ziceți de cofetărie. Au... la o cofetărie s-a primit 20 de cutii de bomboane. Deci 20 de cutii de bomboane. 20? Da.
în fiecare cutie. Da. Deci în fiecare cutie sunt câte 40 de bomboane. Deci în fiecare cutie sunt câte 40 de bomboane. Câte bomboane sunt? S-a transmis bomboane de câte 5 grame fiecare. Deci fiecare bomboană de 5 grame. Da? Așa. Deci, s-a transmis. Deci la o cofetărie. Nu, de eu l-a transmis, s-a transmis. Deci la o cofetărie sau... Că sau, sunt 5 grame o prăjitură. Atenție, David, te rog frumos să mă urmărești, da? S-au primit 20 de cutii de bomboane, fiecare cutie câte 40 de bomboane. S-a transmis? S-a transmis că una dintre cutii conține bomboane defecte. Cum să le aibă defecte? Adică nu mai sunt de 5 grame, sunt de 4 grame. Deci una din cutii conține bomboane defecte. Dar ați spus că au 4 grame sau 5 grame. Acum am spus. Deci toate bomboanele erau de 5 grame, am spus. Da? Așa se știa. Una dintre cutii conține bomboane defecte de 4 grame. Cum facem ca printr-o singură cântărire să descoperim cutia cu bomboane defecte? Cum facem ca printr-o singură cântărire? Da, scris! Deci o singură cântărire să descoperim cutia cu bomboane defecte pentru că toate cutiile sunt același format. Păi facem 5 ori, de exemplu, 5 ori 800 de bomboane. 5 ori 800 care sunt 40.000. Sunt 40.000. Și 40.000. Care, cum descoperim cutia? Care este cutia ce conține bomboane defecte? Haideți că o să un sfert. Cutia cu bomboane defecte. Cutia defectă. Cutia defectă, da. Alo? Alo? Da? La revedere! La revedere!